Aproximativ 70 de suceveni au venit înarmați cu pancarde, fulare, mănuși, dar și cu multă răbdare în fața prefecturii Suceava pentru a protesta împotriva actualei guvernări. Au scandat lozinci prin care cereau demisia lui Traian Băsescu, dar și a membrilor guvernului nemulțumiți de sărăcia în care au ajuns să trăiască. Udrea, nu uita, țara nu-i poșeta ta! Udrea, nu uita, țara nu-i poșeta ta! Unii dintre ei fac asta chiar din prima zi a protestelor și spun că nu vor renunța până când nu vor fi luați în seamă. Eu protestez de 8 zile. Ați venit în fiecare zi? Da, aproape în fiecare zi, dar oricum din 11 zile, 8 zile am venit. Asta e a 8-a zi. În ce țară s-o conținut ca în timp de 2 săptămâni de zile să scumpească combustibilul de 3 ori? Ajungem ca în Londra, dar Londra are 2 milioane și ceva, 2000 și ceva de euro pe lună și noi nu avem 150 de euro. Să știți că mi-am plătit datoriile, dar nu mi-au rămas de lapte, numai de pâine. Deci așa au ajuns o pensionar, o bătrână. Ambianța de protest pașnic a dispărut în momentul în care a apărut un bărbat nemulțumit de opoziția din Suceava și de faptul că membrii ai PSD și PNL au venit în mai multe seri și au adus oamenilor din fața prefecturii ceaiuri calde. Nu degeaba ușu, pentru că Alexandru Băișanu și cu ăsta l-am cu nechipor, dădea de băut amunt o seară aici, în spate. Băișanu manipulează tineretul la facultate să vină să protesteze dacă nu li dă drumul la licență. După ce a fost huiduit și fugărit de câțiva pensionari furioși, bărbatul a fost salvat de jandarmi care l-au îndepărtat de lângă protestatari.